Salutare, eu sunt Mihai de pe Android Info și bănuiesc că cu toți ați observat o schimbare în modul de cum prezint aceste episoade, adică am început să apar și eu în ele. Chiar v-aș ruga să-mi lăsați în rubrica de comentarii o părere sinceră dacă este bine că am făcut acest pas. Sărim peste acest lucru, astăzi am să vă prezint 3 aplicații utile, dar și foarte bune în același timp, în care vă va ușura modul de operare al telefonului cu o singură mână, dacă dispui de unul care depășește dimensiunea de 6 inci. Analizarea timpului petrecut pe aplicații, făcându-te să-ți reglezi acel timp, cât și ceva perfect pentru pasionații de lumini RGB. Așa că urmăriți acest episod până la final pentru a vedea care sunt aceste aplicații. Și să nu mai pierdem timpul, să-i dăm drumul! În prima aplicație despre care vom vorbi este una ce ne va scăpa de o problemă pe care o întâmpinăm cu toții pe majoritatea telefoanelor recent lansate. Din cauza că, chiar dacă lățimea telefoanelor este potrivită pentru o palmă de dimensiuni medii, ajungând la marginea lor cu ușurință, din păcate ne va da bătăi de cap să ajungem în partea de sus, atunci când încercăm să introducem o adresă în browser, în timp ce navigăm pe internet, să deschidem un nou tab și așa mai departe. Ei bine, am pentru voi un browser ce vă va ajuta să faceți toate cele spuse de mai devreme cu o singură mână. Aplicația se numește OBrowser și este din punctul meu de vedere cea mai utilă dintre cele 3 pe care am să vi le prezint astăzi. Interfața este una simplă și intuitivă, fără să vă dea bătăi de cap cum trebuie să căutați sau să introduceți vreo adresă în ea. Ei bine, dacă vă întrebați, păi și pe mine cu ce mă ajută că văd că este la fel precum restul, am să vă arăt asta. Interesant, nu? Practic, îți vei trage pagina la nivelul degetelor, făcând ca asta să fie o aplicație foarte tare. Dacă vă doriți câteva modificări la ea, se face prin simpla apăsare acestor 3 buline, dându-vă posibilitatea să vi le setați cum doriți. Aplicația este în versiunea light, deci nu vom avea posibilitatea să modificăm chiar tot ce ne dorim, dar pe ansamblu pot spune că este una foarte utilă. Cea de-a doua aplicație, la fel de utilă, este recomandată pentru toți care sunt puțin dependenți de telefon, arătând cu ajutorul acesteia timpul petrecut pe diferitele aplicații sau jocuri, numărul de deschideri, numărul de notificări primite, grafice simple și lista continuă. Pentru cei care au o versiune de Android 9.0 pe telefoane, nu și are rost această aplicație, pentru că oricum sistemul vine cu o astfel de statistică, pe care o recomand mai mult pe aceea decât această aplicație, fiind a telefonului. Așa că pentru cei ce nu dispun deja de acea versiune, este cam același lucru precum pe versiunea de Android 9.0. Deci, dacă nu înțelegem de ce nu avem niciodată timp sau nu știm ce am făcut de nu ne ajunge timpul liber pentru restul treburilor, cu aplicația asta vom vedea unde ar fi problema. Aplicația ne poate arăta pe o perioadă de o săptămână sau pe o singură zi, lucru pe care îl apreciez foarte mult. Aceasta se numește Action Dash. În cazul meu, petrec cam mult timp pe Facebook, ceea ce înseamnă că voi încerca să stau mai puțin pentru a avea timp și pentru restul lucrurilor. A treia aplicație este și ea foarte interesantă pentru persoanele pasionate de luminile RGB, adică acele luminițe pe care le găsești pe laptopuri, tastaturi, TV-uri și așa mai departe. Ei bine, cum ar fi să păstrăm acest trend și pe tastaturile smartphone-urilor? Iată că am reușit acest lucru cu o aplicație ce îți va schimba interfața tastaturii în funcție de preferințele tale. Aveți de ales din 17 modele de tastaturi luminate pe care le poți activa prin vizualizarea unor reclame, cât și îți dă posibilitatea să-ți modifici sunetul tastaturii. Aplicația se numește LED Keyboard. Sincer, arată foarte bine, cât și nu dispune de reclame sau altceva enervant. Sper că v-au fost utile aceste 3 aplicații noi pentru telefoanele cu Android.
Eu sunt Mihai, ne auzim pe data viitoare. Pe curând!